roșii și cu triunghiurile albe, TT, 12. Și atunci, pătratele roșii și pătratele albe, cât ar fi fost? Deci triunghiurile roșii și cu triunghiurile albe, zice aici, 12, da? 24. Ar fi fost 24, adică pătratele albe și cu pătratele roșii. Da, dar dau 20. Ar fi fost 20 și, cât ai zis tu? 24. Deci o informație interesantă ar fi fost asta. Ei, și dacă aveai cu pătratele roșii și cu pătratele și cu triunghiurile albe sunt 20, mai vedem noi dacă autorul poate să, dar nu pornește problema, din cauza că tu ai zis bine. Nu dă într-o problemă nimic autorul în plus, ci dă minim necesar ca să poți face problema. Da, dar dacă n-a dat... Unde ți-a părut și interesantă problema? Dacă n-a dat 13, ar fi mai greu să deprins. Adică pătratele roșii, v-a zis, nu? Pătratele roșii sunt 13. Nu, pătratele albe. Pentru că asta mi-e cerea. Da, el le-a dat pătratele roșii. Așa m-a adăugat acum informația asta. Și întrebarea este așa. Întrebarea mea este unde este momentul important în problemă? Unde ți s-a părut ție mai interesant? Care crezi că a fost miezul problemei? Atunci la a doua relație. Deci a doua relație, când spune că triunghiurile roșii și atunci când a dat informația aceea, trebuia să înlocuiești acolo și de acolo trebuia să... Și când a zis că 16 nu sunt albe, aici e momentul, 16 nu sunt albe, înseamnă că sunt roșii și cele albe sunt până 36, deci 20. Deci aici este momentul de interpretare. Miezul problemei aici se află, în formularea aceasta. Nu sunt roșii, sunt de cealaltă categorie. Și atunci așa trebuie văzut. Alte problemuțe? Da. Hai să încim mâinul. Păi, hai să mai facem o chestie de asta. Pune ghișit și să mai facem. Am făcut problemul asta. Da? Vrei una cu bile? Da. Hai să vedem. Deci, să zicem așa. Într-un cartier. Domnul profesor, da? Trebuie... Mai întâi să faceți maximum, minimum, după aceea trebuie asta să dați numărul între și așa. De care este mai aproape să faceți cu numele care le dați dumneavoastră. Deci, povestea este că nu trebuie să dau la întâmplare, nu? Deci, pe hai să spun, sunt 17 vile, deci total, 17 vile. A câte? Cu două tipuri de vile. Cu trei camere și cu șapte camere. Numărul total de zile astăzi. Numărul de camere egal cu, aici îmi permit eu să dau la întâmplare. Păi trebuie să facem mai de maximum și minimum. Deci aici, da? 17 ori 3 și 17 ori 7, da? Ia să vedem. 17. Ba nu, că e mai ușor cu 3. Păi cu 3 putem să facem așa. Deodată. Da. Putem să facem de acolo. Nu mai trebuie să ne calculăm. 30. Da. 30 și cu 21 este egal cu 51. Corect. 51. Asta e număr minim, da? Da. Număr minim. Minim camere. Iar 17 ori 7. Ia să vedem aici. Va da 100 și ceva. Da? Sigur? 70 și cu 49. Așa. 129. Atenție, multă. Mă interesează calculul ăsta mental. 119. Ai zis 109, 129. Când a fost 129? Atunci când era cu
18. Nu, nu. 17 ori, deci la 129, da? Da. Ar fi fost nevoie să adunăm cât 50 și... La 70, 59. Da. Ori noi n-aveam decât 49. Când ai zis 109, iar și ai fost un pic neatent. Că lui 70 îi pui 39 fac 109. Deci aici cât face, ai zis 100... 119. Număr maxim. Facem numărul de vile, dar nu putem să facem din 51, nu putem să facem 52, putem să spunem 52. Trebuie să facem diferența de la camere, adică? 37, da, 4. 4. Și din 4 în 4 putem să scădem. Asta sau e, nu. Foarte tare. Deci, de acum, numărul de camere, da, de la 51, adăugăm multipli de 4. Da, adică ori de plus 4. Ori 4, un 8, un 12. 4 mai mare. Deci un 4, 4, 4, da? Da. Multiplul de 4. Deci vezi tu, aici e foarte, foarte important. Deci la numărul de minim, adăugăm multiplul de 4. Deci, ia să, eu aș zice așa. Cât ar face... Ce 9 ori 4. 9 ori 4. 9 ori 4 este egal cu 36. 36. Și atunci la 51 adun pe 36, da? 51 plus 36 egal cu 87. 87. Deci un prim număr pe care îl pun, ca primul problemă, numărul de camere este egal cu 87. Prietenii noștri cum vor face? Cum vor lucra problema asta? Păi vom face. Mă scrie 7 plus 7 plus 7 de 17 ori. Și atunci înlocuim. Facem 119 minus 87, ne va da un anumit număr și îl vom împărți la cât va? La 4. Deci, împărți la 4. Practic, tu spui așa, 17 ori 7, nu ca operație. 17 ori 7, de parcă am presupune că toate cele 17 camere, 17 vile sunt cu câte 7 camere și fac 119. Acum, camere, da? 119 minus 87 și face cât scăderea asta? 119. 30 și... Eu scriam. Dar mă ajuți că eu iarăși sunt în încurcător. Și 119 minus 87 cât vine? 9 minus 7 egal cu 2. Și 11 minus 8? 32. Da? 32 de... 32 se împărțește la 8. De la 8 ori. Dar nu la 8, cât la către la 4. La 4. Adică de 4 de... Și 32 împărțim la 4 și egal cu 8. Ce sunt aceste 8? Aceste 8? Păi noi trebuie să avem 4. Ce 4? Păi 32 trebuie să împărțim 4, 4, 4, 4. Așa, și 4, 4, acestea, ce se întâmplă? Dar de 4 ăsta adăugăm sau scădem? Scădem. Scădem cât din maxim din 7, da? Deci la câte vile am scăzut? El a fost cu 7 și la câte am scăzut? 4, 4, 4, 4, cât? La 8. La 8 vile. Și aceste vile câte au rămas? Câte camere au rămas acestea? 4. Deci acestea, aceste vile, vile cu... Cu câte camere? Cu 4 sau cu 3? Că el a fost cu 7 și nu... Cu 3. Cu 3, vezi? Sunt vile cu 3 camere. Iar până la 17, adică cine? Diferența 17 minus 8. Scădem la 8. Da, scădem pe 8 și facem 9. Vile cu câte camere?
9 vile cu 3 stai pe la calcul tău? Cu câte grame? 75 minus 9 este egal cu 9. Și? 9 vile. Cu? 9 vile cu 3 camere. Păi cu 3 camere sunt 8. Cu 9. Cu 7. Cu 7 camere. Asta pare să fie răspunsul. Ca să ne convingem, trebuie să mulțim 8 ori 3 da. Și 9 ori 7 și să le asumăm, să vedem dacă ne dă așa. 8 ori 3. 8 ori 3 este egal cu cât? 8 ori 3. 3 este egal cu 24. 24. Și 7 ori 9. 7 ori 9. Egal cu 60 camere. Și 7 ori 9 este egal cu 64. 7 ori 9, 60 și... 63. Suma totală? 7 și cu 8. 7, 86. 87. Da, într-adevăr, este corect. Haideți să spunem ce am făcut noi în lecția asta. Am făcut operații cu numere, adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri, adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri. Apoi am făcut problema cea interesantă în care am avut informația aceea că nu sunt decât da, probleme de complementariere și aici problemele acestea cu vile cum metoda farsă ipoteză. Presupunem că ar fi toate numai de 3 camere și atunci ar fi pe 51. Presupunem că ar fi toate de 7 camere și atunci ar fi 119. Și foarte interesant, ai mecanismul pus la punct. Acum ai zis, diferența dintre camere, dintre așa, trebuie să fie multiplu de 4, între 3 și 7, 4 este, ca să putem distribui de 4, 4. Deci, metoda falsei ipoteze. Probleme prin metoda falsei ipoteze. Și cel mai important lucru că începem să pornim la treabă cu citim problema, o înțelegem și reacționăm. Deci aici este cu toată povestea. Și o să facem lucrul acesta. Am să iau și o problemă la întâmplare, cum ce fac, s-a întâmplat acum și mama a găsit-o, și o citim, o rupem în subprobleme, vedem de unde până unde e informații. Aici e tot secretul. El se descoperă din conținut informația care îi trebuie. Că, pe urmă, rezolvarea aceea este o altă etapă. Dar aici, cum judecăm problema, cum înțelegem bine informația de acolo. Tot secretul în asta constă. Și ca să poți face așa, pentru mâine, nu mâine, pentru poimine, când ne vedem, 4 probleme le citești tu singur. Le citești, le rupi, le defalchezi. N-am înțeles aici, așa facem, n-am înțeles aici, nu mi-am dat seama ce informații mi-a dat, n-am știut ce să fac. Și dacă venim așa și discutăm aceste probleme, este extraordinar. Deci 4, nu-ți dau mai multe, 4 de gândite de tine, acasă, defalcate, rupte, nu ai treabă cu nimeni, nici cu frate, nici cu mama, nici cu nimeni. Tu ai aceste probleme. Uitați, l-am găsit pe acestea și acestea l-am rupt eu. Aici m-am încurcat. Da? La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragi!